Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov, cu un video nou. Vreau să vă prezint un site unde îndeplinind diferite sarcini legate de promovarea unor criptomonete, putem să facem 10, 15, 20 de dolari pe zi. Depinde câte sarcini sunt. De pildă, acum eu pot să vă arăt că de 10 dolari fac liber azi pe acest site. Deci, site-ul se numește www.tcheviralexchange.com. Eu deja am făcut înregistrare, în final o să arăt cum facem înregistrarea. Acum vreau să vă arăt sarcinile cum se fac și apoi ce facem cu aceste monete care le adunăm. Deci, când intrăm în interior, în dashboard, aici data în start este linkul nostru de referral dacă vrem să invităm cineva. Acum, dacă dorim să invităm pe cineva, lista de referali o să fie aici. Eu abia acum fac video despre acest site, cu toate că de o lună jumate sunt înregistrat, dar fiind foarte ocupat, abia acum am ajuns să fac video despre acest site. Cui e interesant gratis să adune 5-10 dolari pe zi, cred că o să fie interesant acest proiect. Din referali noi câștigăm atunci când referalii sunt activi, cel puțin au făcut 30 de sarcini pe acest site. Și atunci o să apară aici ea, deci până atunci nu o să vedem. Acum, acest site se promovează diferite criptomonete care fac ICO. Și pentru ca să cunoască oamenii despre dânșii, ei roagă să fie făcute like-uri, ori știu, pe diferite rețele sociale. De pildă, în direcție user, este dashboard, unde am intrat eu, setting, unde noi putem să adăugăm careva pagini sociale, să le promovăm dacă dorim. Și este direcția wallet, unde se adună monetele care noi le adunăm din sarcini. Deci dacă vă uitați, de pildă, eu am monete de la 3 site-uri adunate. Deja 4 monete de la HST token, Viral Point 1, VZT token 16. Deci uitați-vă, intră încă o dată în dashboard, unde se vede istoria când am făcut eu sarcini. De pildă, am făcut înregistrare pe 25 septembrie și am testat, așa să văd, să înțeleg cum se fac sarcini. Am făcut o sarcină, am primit două monete HST. Pe urmă, pentru altă sarcină, o monetă Viral Point. Viral Point, asta e moneta site-ului acesta, Tche Viral Exchange. Noi le mai putem cumpăra în direcție Buy Point. Și pentru 2000 de monete trebuie să dăm 75 dolari, dacă dorim. Sau mai ieftin, dacă luăm o cantitate mai mare. Care idee? Deci dacă avem careva video sau eu știu, un post undeva în careva pagină socială, Facebook sau Twitter de pildă, sau pe YouTube și vrem să-l promovăm, de pildă vrem ca cineva să-mi facă like-uri. Cât mai multe like-uri fac oamenii, cu cât mai multe lume află despre aceste video de pildă sau acest anunț sau eu știu. Pildă când face like, atât cu prietenii văd că tu ai făcut like undeva. Cumva poate tot îi place și el intră. Deci asta e un fel de publicitate în formă de virus. Așa se traduce viral, adică virusat. Acum, monetele care noi le-am adunat, pildă, este Exchange Point. Aici noi putem să le facem schimb. Sau să le scoatem. De pildă,
Trebuie să fim atenți ce scrie aici, de pildă. VZT moneta, se poate văzut informații de pe site-ul, dat. Eu de pildă am intrat și m-am interesat cam să văd orientativ cât e moneta. Deci ei acum fac ICO, încă 19 zile, dar o monetă costă, uitați-vă, în Ethereum, 0.0116. De pildă eu am calculat cât este o monetă, deci 0.0116, am înțeles la $35 costă în Ethereum și iese 35 de cenți. Deci 35 de cenți. Când o să termine ICO, încă așa mai scriu, să putem să dau la scos. Până când eu le adun. Aici o să pun portofelul Ethereum. De ce Ethereum? Pentru că el se vinde în Ethereum. De ce eu o să le pot trece în mai Ethereum? Portofelul meu pe urmă și dacă o să vreau, pe urmă să le scot undeva la vânzare pe care va bursă, pe care o să fie ele de vândut. Deci, dați-mi încă o dată să vă arăt cam de pildă. Azi am intrat și acum în câteva minute am adunat 16 monede. Cum le-am adunat? Deci este direcția Yarn Point. Aici noi facem sarcini. Sarcini putem face în 4 direcții. Facebook, Google+, Twitter sau YouTube. De pildă eu pe YouTube am început. Dați termin toate care sunt acolo. Și o să arăt. Deci când vreți să faci cu YouTube, deci trebuie să faci legătură la canalul vostru YouTube. Careva. Și verifică dacă aveți canalul YouTube real. De pildă mai sunt încă două sarcini, trebuie făcut un like. Și iar un like, aici ne se dă un viral point, aici ne se mai dă încă 4 monete VZT. Deci nu apăsați pe confirm, măcar n-ați făcut sarcina. Sarcina, de pildă, uitați, așa este link, pe link trebuie să apăsăm ori pe video. Apăs pe video, se deschide. Dacă vreau mă uit la video, dacă nu, pur și simplu îl opresc. So, I just started a story about our company and then why we decided to do a token offering. Deci, ideea care, că citim condițiile, ce scrie, scrie like. Deci tot like. Deci, intru la video și trebuie să fac un like. Că sunt 962, când fac like, eu trebuie să fac 963. Așa, este. Acum, după asta, doar mă duc și apăs pe confirm, ca să mi se verifice. Dacă eu am făcut, mi se dă 4 monede. Deci cu verde, scris 4, cum, monetele s-au plătit. Nu-i făcut corect, a să apară cu roșu. Mai fac și pe acesta, repede să termin cu YouTube. Acest video nu e accesibil. Accesibil pentru mine. Să văd. Nu, dacă nu merge, nu merge. Dacă vreau să promovez al meu canal, deja aici adaug o pagină de-a mea de căsare medierii canalul meu YouTube. Aleg ce vreau să... Dacă vreau YouTube, canalul meu să-l promovez. Pun YouTube. Dacă vreau Facebook, Facebook. Dacă vreau Island, Island. Aleg una careva dintre ei, pur și simplu fac submit și deci inițial creez sarcina, cât plătesc, des minimum 1, maxim acolo este cât vrei, pus alegi țările unde să fie promovat. Pentru asta trebuie să buy point. Eu până când nu am, dar eu nici nu o să le promovez până când eu o să le vând. Deci mă duc să fac sarcine alte, de pildă Facebook, aleg. Eu în Facebook deja am intrat, mai am încă
VZ trece 4 fosfat, deci avem entropie. Facebook, așa, mă uit atent ce acolo spus să fac like. Înseamnă că trebuie să fac like. Deci, like, așteptăm să încarci pagina. Și apăs că îmi place. Așa, acum mă duc și apăs confirm. Vedeți, s-a făcut. Aici cu verde. Acum mă duc să văd câte monete. Am avut 16, am trebuit să am 24. Vedeți, 24 de monete. O monetă 35, de mulțită la 24, 8 dolari. Eu am făcut asta în câteva minute. Prețul acesta e acum 116, dar ca tare când o să termine ICO, el o să crească și o să fie chiar și 282, adică el o să dubleze. Dacă să luăm deja orientativ, eu am făcut undeva vreo 15, 16, 2, 17, plus minus, dacă nu o să le vând monetele. Deci, eu nu știu, cum să mai explic, că e foarte convenabil de aduna monete gratis și de lăsat să crească și ele pot fi și de 10 ori mai mult în preț de pildă. Eu acum, când o să termine SEO, ele cam toate scad brusc în preț, că peți vor să le vând. Dar pește câteva luni, ele ajung la prețul care s-au vândut, iar cu timpul și cresc, pot să cresc și de 10 și de 100 de ori. Deci, dacă o să aveți, știu, vreo 200-300 de monete și ele nu cer mâncare. În sens că stau în portofel acolo și principalul să nu uitați parola. Și să nu fie o parolă simplă ca să vi-l spargă portofelul cineva și să vă fure monetele care le aveți toate. Deci, aici este sfatul care vi le dau eu. Și cu restul încă sarcini care mai sunt acolo, ați văzut că sunt multe, de pildă Twitter, la fel. Adăugăm, că Twitter încă n-am făcut, adăugarea. Deci, adăugăm Twitter-ul. Deci, el aici ne întreabă, să dăm voie să aibă acces, da. Acum, vedeți și aici sunt sarcini, mult, uitați cât sunt, vedeți cât sarcini sunt. Eu, pur și simplu, de mult n-am intrat, deci, cred că vă plac site-ul acesta. Da, desfac. Ce scrie, cum ai făcut? Follow. De citit. Deci trebuie să citim. Când e cu verde, înseamnă că am făcut acum. Să devenim, să ne înscriem. Așa, am primit 4 monete. Am avut 24, 28. Deci, nu știu ce poate fi mai simplu. Și uitați-vă, sunt foarte multe. 5, 5, 5, viral, viral, viral point, o grămadă, viral point. Asta e pe moneta site-ului. Iar pește o săptămână, două, poate să fie... Așa... Nu s-a dat, o... Am păsat de două ori. Două ușor, da, este. Deci, intrați odată pe zi și vedeți, mâine poate mai fi, știu, să sarse. Pui mâine. Câteva minute ocupă ca să intrați pe site, să vedeți. Acum, pur și simplu, eu am de o lună jumătate, n-am intrat și sunt multe sarșini. Mâine poate fi zero, dar pește o săptămână, de pildă, apare
Alte monete cripto care vrea să promoveze și are multe sași și așa, intrați când sunt 10, 20, 30 de dolari care să adună. Chiar și de 3 ori pe lună să fie 100 de dolari așa de nimic să-i faci. Vedeți și singur, deci. Cum facem înregistrare? Deci, ori în dashboard este linkul de referral, ori în affiliate, e același. Deci, copiem și îl dăm la cunoscut. Pe celălalt site nu-ți dă voie să faci mai multe înregistrări, că o să fiți blocați. Nu riscați, pur și simplu, unii din voi să cot că sunt cei mai hateri, dar până la urmă vă amăgiți tot pe voi, când faci mai multe înregistrări pe cel calculator și când ajungi la scos bani, vă pare că ați făcut mai mulți bani, dar nu puteți să-i scoate, că vă blochează, nu vă dă voie. Când, dacă aveți numai un cont și lucrați cum trebuie cinstit, scoteți aceea. Deci nu vă scăpați la maxim, cum se spune, hapsânul plătește de timpul dublu. Deci, cum facem înregistrare? Când apăsăm pe linkul de referral, se deschide site-ul în așa formă, unde noi trebuie să apăsăm pe butonul acesta. Register nou. Unde îndeplinim toate spațiile acestea? În primul, noi scriem login-ul care îl dorim. Într-a doilea, punem e-mail-ul care o să intrăm. Parola. Repetăm parola. Bufăm că nu suntem robot. Pe urmă, nu uităm să acceptăm condițiile. Dacă nu o să fie acceptat, nu o să putem să facem înregistrare. Și apăsăm pe register. Și după ce am făcut înregistrare, verificat poșta electronică, posibil să ceară activarea. După aceea, că am făcut o lună jumătate, ori nu mai țin minte cum am făcut, intrăm prin login în cont. Eu nu intru să continuu, sunt multe sarcini, dar voi deja hotărâți singur. Merită, nu merită, deci de lucrat pe site-urile care eu vi le propun. Deci eu vă propun, dar până la urmă singur decideți. Deci nimeni nu vă impune. Cam atât ce am răspuns, numai bine.